Mircea Joană, candidatul independent la prezidențiale, îl cheamă la dezbatere pe contracandidatul său de la PSD, Marcel Ciolacu. Joană a fixat și data, sâmbătă aceasta de la ora 18, cu un moderator neutru. Mă numesc Mircea Joană și sunt candidat independent la președinția țării noastre. Astăzi vreau să fac un apel public către contracandidatul meu, Marcel Ciolacu. Știm că sondajele ne arată pe primele locuri, știu că aveți în spate un partid puternic, dar nu pot să nu constat că abilitățile pentru a conduce națiunea noastră lipsesc. Într-o democrație sănătoasă, dezbaterea este esențială, iar eu cred că trebuie să ne confruntăm ideile într-un mod deschis și transparent. Așadar, domnule Marcel Ciolacu, vă invit la o dezbatere 1-1. Dumneavoastră veți aduce susținerea politică, eu voi aduce cunoștințele și expertiza necesare. Este o oportunitate pentru alegători să ne vadă față în față și să înțeleagă cu adevărat cine suntem și ce reprezentăm. Vom avea un moderator neutru pe care îl putem alege împreună, pentru a veghea ca dezbaterea să se desfășoare în mod echitabil. Aici vom putea dezbate viziunea noastră cu privire la viitorul țării și despre modul în care putem rezolva problemele cu care ne confruntăm. Cu această ocazie invit și presa interesată de acest subiect. Sunteți deschis la această provocare? O dezbatere deschisă poate fi o oportunitate perfectă pentru alegători, pentru a face o alegere informată, bazată pe informații concrete și nu pe strategii de manipulare. Haideți să aducem transparența în procesul nostru electoral și să oferim cetățenilor șansa de a cunoaște adevăratul nostru potențial. Vă aștept! Propun să ne întâlnim sâmbătă, 19 octombrie, la orele 18, la Grand Hotel București, sala Rapsodia.